familia austriacă Julius Meinl e gata să investească 30 de milioane de euro în Hotel Ambasador, aici unde suntem noi acum. După finalizarea acestei tranzacții, va începe procesul de renovare, reamenajare și rebranduire a hotelului. Ei bine, se pare că grupul austriac House of Julius Meinl se pregătește să-și pună amprenta pe scena hotelieră din București și au pus ochii oamenii ăștia pe nimeni altul decât Hotel Ambasador. Un nume sonor, nu-i așa? Vor băga între 30 și 35 de milioane de euro pentru aducerea la standarde de lux a hotelului Ambasador. Acest hotel este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate hoteluri din București și va beneficia de o serie de transformări extraordinare în urma tranzacției. Practic, este cea mai mare investiție făcută în ultimii 5 ani pe Bulevardul Magheru. Și dacă te întreb câte camere vor fi, cam 130 de spații de cazare, dintre care 40% vor fi camere duble. Dar cine este această familie Meinl, poate te întrebi? Ei bine, să știți că nu sunt deloc străini de lumea afacerilor. Cu două fabrici uriașe de ciocolată în România, da, ne referim la cele de la Candia și Heidi, plus o istorie impresionantă în producția de cafea premium. Apropo de cafea, știați că brandul ăsta Julius Meinl este vândut în peste 70 de țări? Da, și nu exagerez deloc. Este lider de piață în Austria, Rusia, Europa Centrală și Europa de Est. Așadar, fiți cu băgare de seamă, pentru că Bucureștiul nostru se pregătește să primească o nouă bijuterie hotelieră. Asta înseamnă mai multe locuri de cazare, mai mult confort și poate, de ce nu, o nouă destinație de vacanță în capitala noastră.